Biblioteca Centrală Universitară Carol I a fost gazda festivității de premiere a sportivilor care au reprezentat România la cea de-a 19-a ediție a Gimnazadei de Vară, desfășurată în perioada 14-22 mai în Normandia, Franța. Ministrul Educației Sorin Mihai Câmpeanu le-a oferit diplome sportivilor și antrenorilor care au făcut parte din delegația tricoloră, ocupanții locurilor 1-6 primind diplome de excelență, iar ceilalți diplome de participare. CSM Ploiești a avut 11 reprezentanți în delegația României de la Gimnaziadă, dintre care 8 sportivi și 3 antrenori, aceștia reușind să contribuie la bilanțul țării noastre cu o medalie de argint. Rareș Arsenie la peste 90 de kilograme și una de bronz, Vanessa Tolea la 57 de kilograme la judo. Un loc 6 la cerc, Sabina Enache, gimnastică ritmică și un loc 6 în competiția feminină de basket 3x3. Din echipă făcând parte Daria Iordăchescu, Carina Munteanu și Daria Tănase. În echipa masculină de basket 3x3, care nu a trecut de faza grupelor preliminare, s-au regăsit George Angelian și Robert Pătraru. Cele două echipe de basket au fost antrenate de Loredana Munteanu și Robert Munteanu, iar Sabina Enache a fost însoțită în Franța de Liliana Băiescu, antrenor coordonator al secției de gimnastică ritmică a CSM Ploiești.